Vă invit să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului. Îl vom citi în seara aceasta, din 2 Împărați, capitolul 2, începând cu versetul 1 și vom încheia cu versetul 14. 2 Împărați, capitolul 2. Când a voi Domnul se ridice pe Elie la cer, într-un vârtej de vânt, Elie a plecat din Gilgal cu Elisei. Elie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, că-și Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, Elisei rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Erihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Erihon. Fii prorocilor care erau la Erihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește azi stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inci dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: Cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine? Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Elie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui! Și nu l-a mai văzut. Apoi, când hainele, le-a sfâșiat în două bucăți. Și-a ridicat mantaua, căruia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua, căruia îi dăduse Ilie drumul și a lovit cu ea apele și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeului Elie? Și a lovit cu ea apele, și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Amin. Să ocupăm locurile. Am intitulat predica din seara aceasta, ultima din serialul Vremea lui Ilie, în așteptarea vârtejului de vânt. În așteptarea vârtejului de vânt. Viața lui Ilie a fost ca un vârtej, scurtă, foarte intensă și cu efecte dramatice în jurul lui. Slăviți să fie domnul că nu avem tornade aici în Arizona. Nu sunteți bucuroși de treaba asta? Eu când văd câte una, câte un tornado de -o din ăsta la televizor, cum dă peste statele celelalte, sunt foarte bucuros că locuiesc în Arizona. Cel puțin asta nu avem aici. Dar când vine o tornadă din aceasta, pe o suprafață destul de mică, datorită vârtejului de vânt extrem de puternic, orice obiect este distrus în cale. Am văzut lucruri incredibile, poate și dumneavoastră le-ați văzut, mașini întregi luate de vârtej și plutesc prin aer și aruncate la sute de kilometri uneori departare, o întreagă ciurdă de vaci, luată de vânt și dispărută. Nu contează obiectul. Vântul este așa de puternic, vârtejul de vânt așa de mare, încât el este luat pe sus și clădirile sunt distruse și efectul este devastator. Nu e de mirare că viața unui om care a fost un asemenea vârtej de vânt în națiunea sa, prezența lui Ilie crea un asemenea vârtej. Ilie, un om care a provocat o religie falsă, un om care a provocat o împărăteasă păgână, un om care a dus un întreg popor înapoi la picioarele lui Dumnezeu. Un vârtej spiritual extraordinar, un adevărat tornadă, o adevărată tornadă. E bine, nu se putea ca asemenea tornadă să nu plece la cer printr-o tornadă, printr-un vârtej de vânt. Ilie știe că va fi răpit și este foarte interesant să urmărim cum s-a purtat omul acesta care știe că va fi răpit. Știe că vine răpirea. Modul în care Ilie se poartă în virtutea acestei, acestui eveniment, cred că ne dă suficiente informații să știm cum să ne purtăm și noi în vederea răpirii pe care o așteptăm și care ne-a fost promisă din partea Domnului. El știe că are foarte puțin timp la dispoziție. Totuși, parcă așa se poartă ca și când răpirea va fi foarte departe. Se poartă ca și când nu este uh, o urgență. Cum îl așteptăm în oare pe Domnul astăzi? în seara aceasta putem să învățăm câteva lucruri de la modul în care a așteptat Ilie răpirea. Știți că toți ne vom întâlni cu Domnul, prin răpire sau prin cimitir, dacă vreți, nu? Dar ne vom duce să ne întâlnim cu Domnul. Haideți să vedem în așteptarea întâlnirii cu Domnul, în așteptarea vârtejului de vânt, în așteptarea răpirii, cum ar trebui să ne purtăm în lumea aceasta. Uh, Timpul acesta pentru Ilie este o vreme a așteptării. O vreme a așteptării. Vremea așteptării. Ilie așteaptă un eveniment prețios, foarte important pentru vremea sa. Un eveniment prețios. Știe că nu va muri. Știe că va fi răpit și dus la cer de Dumnezeu. Din Sfânta. Carte știm că o singură persoană a mai avut un asemenea privilegiu să nu vadă moartea și acesta a fost Enoch. Biblia nu ne spune cum s-a întâmplat, dar Enoch a fost un om care a umblat cu Dumnezeu. Într-un mod poetic, cineva spune că într-o zi Dumnezeu a zis, știi Enoch, am călătorit așa de departe, este spre seară, ziua aproape a trecut, rămâi aici cu mine. Și a rămas să rămână cu Dumnezeu pentru totdeauna. Cu Ilie însă lucrurile se petrec în mod diferit, dramatic de diferit. El este răpit la cer de Dumnezeu. Lucrul acesta vorbește despre privilegiul celor care vor fi rămas la venirea Domnului. Ceilalți care au adormit, spune Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, capitolul 4, vor avea prioritate, vor fi Răpiți să fie cu domnul Penori. Vor învia și să vor întâlni cu domnul Penori. Dar ceilalți care vor rămâne în viață vor fi răpiți ca și ilie și să vor întâlni cu domnul Penori cerului. Momentul acesta al răpirii poate să vină oricând. Se poate petrece oricând. Cei mai mulți teologi care studiază Cuvântul lui Dumnezeu spun că venirea Domnului, răpirea, este un eveniment iminent. Se poate întâmpla oricând. În așteptarea acestui eveniment promis, Ilie știe să se poarte cum trebuie. Citind textul, ne dăm seama că multe lume știa despre răpirea lui Ilie. Observați, pleacă de la Gilgal, se duc la Betel, de la Betel pleacă mai departe la Erihon, de la Erihon la Iordan, peste tot se întâlnesc cu fiii prorocilor, cu școli de proroci din vremea aceea, care toți știau acest adevăr că Dumnezeu îl va răpi la cer pe Elie. Revelația aceasta a fost împărtășită de Dumnezeu prorocilor din timpul acela. Fiii prorocilor știu de evenimentul răpirii lui Ilie. Elisei știe, le spune tot timpul fiilor prorocilor, știu și eu, tăceți, nu ziceți nimic, <gântu -i> nu trebuie să mă informați, sunt informat. Ilie știe foarte clar că, este, că va fi răpit. Este un eveniment promis de Dumnezeu prin Duhul Profetic. N-a fost un eveniment secret. Știau toți de el, să zicem așa, din jurul lui Ilie. Um, toți știau și se puteau pregăti pentru evenimentul acesta. Răpirea bisericii nu este un eveniment secret în așa fel încât să nu știm, să nu fi auzit de el niciodată. Este plină biserica de asemenea învățătură, este în scriptură, auzim mesaje de genul acesta, știm că va veni răpirea bisericii, știm că putem să ne pregătim pentru un asemenea eveniment. Și apoi, Evenimentul acesta este totuși unul privat. Cu toate că se știe de el, nimeni nu știe exact ora, clipa când va avea loc. Toți știm că va avea loc răpirea bisericii, nu este așa? Dar când va avea loc, aceasta este un eveniment pe care Dumnezeu îl ține în secretele lui. Ilie nu știe ceasul. De aceea, el trăiește ca și când. Lucrul acesta se va întâmpla când o să hotărească Dumnezeu. Despre ziua aceea și despre ceasul acela, spunea Domnul Isus, nu știe nimeni nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai Tatăl. Matei 24 cu 36. De aceea și voi fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Nu știm anul, luna, săptămâna, ziua. Ei, dar uite că știm ceasul, nu? În ceasul în care nu vă gândiți. Ăsta este ora în care va veni Domnul. Va fi un eveniment surpriză. Un eveniment pe care Dumnezeu are în calendarul lui pe dată, oră, pe care el nu împărtășește cu nimeni. Este caragios cum foarte mulți oameni încearcă și astăzi să facă calcule și să prezică ziua când va veni Domnul și va avea loc biserica. Apoi, în așteptarea aceasta a răpirii, Ilie își vede de drumul lui, de umbletele sale. El are încă de umblat, el are încă de mers, nu e așa? Umblarea lui Ilie este o umblare cu scop. Observați, Domnul mă trimite, el nu se duce de capul lui. Domnul mă trimite, mă trimite de la Gilgal la Betel, de la Betel la Erihon, de la Erihon la Iordan. Ilie este pe drum, este în acțiune, este uh, în exercițiu funcțiunii, dacă vreți. El este acolo unde îl trimite Dumnezeu. Se duce acolo unde îl trimite Dumnezeu. Ilie nu a aflat că va fi răpit și atunci o trage pe dreapta, nu? Uh, ca și mulți creștini, așa, care spun, Doamne, să nu mai păcătuim, să stăm cu minți așa că vine răpirea, nu? Uh, nu mai riscăm nimic. Vine răpirea. Ilie este în lucrare, este în acțiune și este pe drum. Un grup de creștini din Texas au calculat și au găsit exact când vine Domnul. Și-au vândut toate averile, și-au cumpărat haine albe, au urcat sus pe un munte și-au așteptat și-au așteptat până a venit poliția. <laughs> nu. Fratele Bocheanu avea obiceiul să ne spună de multe ori că și în România, că doar în of să fim noi în urma Texasului, nu așa? Au fost un grup de frați care îmbrăcați în haine albe, au urcat pe dealul de la marginea unei comune și l-au așteptat pe Domnul să vină. Cineva le-a spus exact ora și ziua în care vine Domnul. Au venit poliția, jandarmii și au zis dacă nu vine Domnul să vă ia, vă luăm noi. Și au luat după aceea, cu haine albe cu tot că le-au dat ei pe urmă care li se potriveau de alea vărgate cu dunci. Um, tesalonicenii, spune Sfânta Scriptură, că erau într-o așteptare pasivă a Domnului. Nu mai lucrau. Nu, dacă și așa, vine Domnul, nu, nu mai lucrau. Și-au dat demisia de la lucru și așteptau că vine Domnul. Sfânta Scriptură ne învață la o așteptare activă. De genul în care cei din tipul lui Neemia, într-o mână avea unealta și în cealaltă arma, munceau și apărau împărăția lui Dumnezeu în același timp. Domnul ne cheamă la o așteptare activă, nu la una pasivă. Dacă observați, umblarea aceasta lui Ilie este una în progresie. Pleacă de la Gilgal, Betel, Erihon, la Iordan. Știți că Gilgal înseamnă locul unor noi începuturi? Acolo era o școală de profeți. Probabil Ilie a ținut o lecție sau o oră de capelă, dacă vreți, în termenii de astăzi, la școala de profeți de la Gilgal. Era un loc unde noi lucrători al lui Dumnezeu se pregăteau să continue lucrarea lui Ilie. Era un loc sigur în care se pregătea o nouă generație în comuniune cu Domnul, o școală de profeți și Ilie vorbește aceste noi generații. Probabil Ilie și-a adus aminte de propria lui chemare. Nu, nici el nu a fost chemat departe de, de, locul acela, de locul acesta din Gilgal. Pleacă la Betel și Betel este locul Revelației, locul în care Dumnezeu vorbește. Betelul a fost un loc sfânt pentru Israel, pentru că părintele națiunilor, Iacov, Israel, acolo l-a întâlnit pe Dumnezeu la Betel. Acolo scara pe care coborau și urcau îngerii. Betelul este casa lui Dumnezeu. Acolo Iacov zidește altarul dependenței sale de Dumnezeu. Ilie se duce la un asemenea loc. Vom observa în final că ce se întâmplă în călătoria aceasta scurtă a lui Ilie este din nou profetic. De aici pleacă la Ierihon, unde este locul victoriei și al puterii. Una dintre cele mai mari victorii din, din istoria lui Israel s-a petrecut, petrecut la Ierihon. Prima mare cetate după trecerea Iordanului pe care o întâlnesc evreii este Ierihonul. Și cuceresc cetatea aceasta într-un mod extraordinar. În fiecare zi înconjoară cetatea. A șaptea zi o înconjoară de șapte ori. Și când strigă și sună trâmbițele lui Dumnezeu, să dărâmă zidurile Erihonului. Este una dintre cele mai strălucite victorii ale poporului lui Dumnezeu, care pornește la luptă împreună cu Domnul. Uh, Promit că probabil în toamna aceasta o să începem un ciclu despre minuni ciudate din Biblie. Ierihonul este una dintre minunile ciudate ale Scripturii. Aici, de aici Ilie pleacă mai departe la Iordan, care întotdeauna va rămâne locul morții, al trecerii Iordanul a însemnat sfârșitul pelerinajului lui Israel prin postie, locul prin care ei trec în țara promisă. Va rămâne în imagistica creștină imaginea morții și a sfârșitului alergării noastre în această lume. Ajungem la Iordan, trecem Iordanul morții. Drumul lui Ilie este, de fapt, drumul credinței noastre ne întâlnim cu Domnul la Gilgal, locul unor noi începuturi. Ne naștem din nou. Apoi la Betel ni se revelează Domnul și planul și chemarea pe care o are pentru noi. Avem Ierihonul, pe urmă, locul victoriilor și al puterii din partea lui Dumnezeu, biruințelor noastre cu Domnul. Ca în sfârșit să trecem Iordanul încheind pelerinajul vieții noastre. Aceasta este călătoria lui Ilie înainte de răpire. Și ultimul lucru care vreau să-ți spun despre umblarea aceasta lui Ilie este o umblare cu frații. Nu se duce singur. Îl testează pe Elisei de fiecare dată spunându-i rămâi aici, te rog să rămâi aici. Deși știa bine că Elisei nu o să asculte de el. Și Elisei răspunde întotdeauna atât de extraordinar, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că n-am să te părăsesc, n-am să te las singur. Și este alături de Elie și călătorește cu Elie. Ultima călătorie a lui Ilie înainte de a pleca la cer este împreună cu frații. Până în ultim moment avem nevoie de ceilalți. Știți așa? Știți asta? Este o cântare uh, pe care împreună, Aiden era mic, uh, am învățat-o împreună și o cântam aproape până la obsesie. Lean on me. Lean on me. You need somebody to lean on. Nu poți să fii în viața asta un creștin, așa un haiduc singur, un uh, cavaler singuratic, așa. Tu ai nevoie de biserică, unii vor să și ducă creștinismul așa de unul singur. oh, mi-a zis cineva, dacă vreau o predică bună, mă uit la internet. Sigur că da. No problem. Toți predică mai bine decât mine, mai ales aia pe internet. Um, poți, sigur că da. Dar mă îndoiesc că stând acasă în fața unui ecran, o să te uiți tu exact la o predică. I don't buy that. Eu știu foarte bine unde umblă mouse-ul al tău. Ăsta are propria lui inițiativă, nu? Ai nevoie de frați, ai nevoie de ceilalți. Nu te izola de Biserica lui Hristos. Nu aștepta brăpirea de unul singur. Dumnezeu răpește biserica, nu pe cavalerii ăștia singurati, hai duce ăștia de aici, colea, așa câte unul ai nevoie de biserică, stai împreună cu frații. Ilie a stat împreună cu frații până la capăt. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în seara aceasta, în predica mea, este că Ilie, înainte de a veni răpirea, a slujit. A slujit până la capăt, până în ultimul moment. A fost o vreme a slujirii. El este încrezător în răscumpărătorul lui. Continuă să umble prin credință. La Iordan apelează la miracol, la minune. Face mantaua asul și lovește apele și trece pe uscat. Ilie știe că dumnezeu lui va face minuni până în ultima secundă. Mulți dintre noi tragem pe dreapta și hotărâm că suntem prea bătrâni. A, minunile face Domnul cu tinerii, nu? Da, ăștia fac minuni foarte multe. Și unor să fac de minune. Dumnezeu nostru face minuni până în ultima secundă, ok? Ai încredere în El. Nu contează vârsta. Nu contează cât de înaintat este timpul. Până în ultima secundă, înainte de, de răpire, Domnul face minuni. Nu trebuie să ne părăsim încrederea noastră în Domnul. Spune Sfânta Scriptură că Domnul nostru este îndelung, răbdător. Și drumul nostru este obositor și plictisitor, așa e. It's boring. Vreau să vă zic că Domnul este credincios și atunci când drumul e lung și când este plictisitor. Și onorează credința ta până la capăt, până în ultima secundă. Ilie lucrează. La uh, pregătirea celor care rămân după el. Își pregătește uh, generația care rămâne după el. Foarte mulți dintre noi gândim cam așa, după noi potopul. Și uneori așa vine potopul după ce plecăm noi. Ar trebui să pregătim generația care vine după noi. Ar trebui să pregătim pe Elisei care ne va, ne va lua locul. Ilie petrece ultimele ore cu Elisei, uh, ucenicul lui, dacă vreți, învățându-l ascultare și credincioșie până în ultimul moment. Știe că Elisei va lua locul, destinul întregii țări al lui Israel va fi luat de pe umerii lui Ilie și va fi pus pe umerii lui Elisei. Și întrebarea pe care Ilie i-o pune lui Elisei este extraordinară cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Cere ce vrei, ce vrei să-ți fac înainte să plec la cer. Și spre surpriza noastră auzim formularea lui Elisei. Ultima dorință lui Elisei, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Acum eu am auzit destul de multe predici pe tema asta, oameni care spun așa, ăsta a vrut de două ori mai mult Duh Sfânt decât a avut Elie. Vreau să vă spun că e o înțelegere foarte copilărească. Noi nu putem să dăm ceea ce nu avem. Putem să dăm numai ceea ce avem. Mai mult decât avem, nu putem să dăm. În al doilea rând, dacă ne uităm în viața lui Elisei, Elisei n-a făcut de două ori mai multe minuni și mai mare putere decât a făcut Ilie. Brape că am putea spune că nu le calează pe maestrul său în puterea cu care el a fost înzestrat de Dumnezeu. Aici lucrurile sunt mult mai simple. Ultima dorință a lui Elisei este dorința fiului celui mai mare. Observați că atunci când pleacă Elie la cer, îi spune, părinte, părinte, tată. Practic, în Israel, atunci când murea tatăl din familie, lăsa averea și responsabilitățile familiei copiilor, în funcție de uh, ordinea în care s-au născut. Primul născut din familie primea de două ori mai multă avere decât al doilea, al treilea sau eu știu cât ori mai fi fost. Întotdeauna primul copil care îl moștenea pe tata, moștenea numele familiei, moștenea responsabilitățile familiei, primea porție dublă față de ceilalți uh, din familie. Elisei spune foarte simplu, Vreau să mă consideri copilul tău, primul tău născut, și să-mi dai porție dublă decât împarți la ceilalți. Înțelegeți ce, ce vreau să spun? De aceea îi spune tată, părinte, părinte, carului Israel și călărimea lui. Elisei vrea să fie considerat de Elie copilul lui, copilul lui cel mai mare, primul. Și să moștenească de la Ilie nu numai de două ori mai mult din averea lui Ilie. Vorba aceea, nu? Ce putea să lase un profet care l-au hrănit corbii și văduvele, nu? Care a stat mai mult ascuns decât așa? Nu cred că a avut mare lucru, poate mantaua, singura, singura avere care, care a rămas, nu până la capăt. Dar el voia, odată cu plecarea lui Ilie la cer, el să primească de două ori mai multă responsabilitate, mai multă autoritate decât alți proroci din școlele de proroci din vremea aceea. Să fie considerat moștenitorul numărul unu al lui Ilie, a destinului glorios al omului lui Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat. Elisei revendică deci dreptul de întâi născut. Cere acest drept. Și Ilie spune, greu lucru cer, dar dacă o să mă vezi, înseamnă că Dumnezeu e de acord cu cererea ta și așa o să se întâmple. Dacă nu să mă vezi când plec, I'm sorry, nu să primești nimic. Faptul că Dumnezeu a îngăduit să-l vadă și Ilie i-a lăsat mantaua în ascensiunea sa către cer, Elisei primește dreptul de întâi născut a Marului profet, și veți vedea că în istoria lui Israel, El este un asemenea om de o responsabilitate și de o, de o autoritate extraordinară. În așteptarea venirii Domnului Isus Hristos ar trebui să îi pregătim pe cei care vin după noi. Ar trebui să pregătim o nouă generație, ar trebui să lăsăm un legacy, să lăsăm un model, să lăsăm o cale de urmat. Eu sunt îngrijorat de noua generație din bisericile noastre. Nu vreau să o supăr absolut deloc, dar am văzut realitatea ultimilor ani. Stau cu noi până se căsătoresc, pentru că e grozav să faci nunte la români, ăștia dau bani. După care am dispărut. Next de după nuntă, sunt americani. Până la nuntă au fost români. Mă doare sufletul de asta. Nu știu ce se va întâmpla cu noi, ca biserică, cu noi, ca comunități românești. Bisericile mai mari sunt binecuvântate într-un fel. <coughs> Că pe măsură ce pleacă pe ușa asta, se nasc ăia mici și le iau le locul. Și corul e tot plin, fanfarea e tot plină, așa. Nu știm câți pleacă și câți vin. O biserică mică simțim dureros acest adevăr, care este crunt, da? E adevăr. Ce se va întâmpla cu noi, Dumnezeu știe. Eu tare, tare mă rog Domnului să nu mai ceară americanii vize de la români și o să avem așa o imigrație românească puternică în care să vorbim de atunci încolo, cam așa, înaintea năvălirii poporilor migratoare și după năvălirea poporilor migratoare. Să fie așa un moment din ăsta istoric în bisericile noastre. Asta este, va fi salvarea noastră ca și comunități românești, probabil. I don't know. Nu cunosc viitorul. Predicăm în engleză, cântăm în engleză, facem tot posibilul și totuși pleacă. Nu putem concura cu bisericile americane, nu avem nicio șansă. Totuși, trebuie să lăsăm aceste generații ceva. Trebuie să lăsăm o moștenire. Încă avem ceva de lăsat. Încă bisericile noastre românești au familii integre care rămân împreună până la capăt. Rata divorțului între români este extrem de scăzută. E o valoare care trebuie să o dăm mai departe. Nu știu dacă mai avem și altele, așa, dar asta este una. Ținem la familie. Indiferent ce vârstă veți avea și aveți, uh, slujiți Domnului până la capăt, până în ultimul moment. Slujiți până în ultimul moment. Asta este moștenirea care noi o, o să lăsăm. Când a plecat la Domnul bunica mea, nu mi-a lăsat nimic, că n-a avut săraca nimic. Dar mi-a lăsat ceva extrem de valoros. Ascultați-mă bine. Majoritatea cântărilor care eu le știu, cântări de la biserică, le-am învățat de la ea, am fost ateu, mă întors spatele lui Dumnezeu până la 20 de ani. Dar cântările pe care le-am învățat de la bunica mi-au rămas în suflet pentru totdeauna. Her legacy. Averea care mi-a transmis-o mie. Okay. Pentru toată viața mea îmi va rămânea imaginea tatălui meu care într-o noapte l-am auzit cum geme și plânge înaintea lui Dumnezeu. Am ascultat la ușă și se ruga pentru mine. Okay. Astea sunt singurele valori care le putem lăsa unei noi generații. Exemplul nostru. Apostolul Pavel zicea lui Tit, spune celor bătrâni că trebuie să fie treji și treji până la capăt. Să fie treji vrednic de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Astea sunt valorile care putem să vi le dăm. New generation, nu avem altele. Apoi femeilor mai în vârstă, spune Apostolul Pavel, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău lui Dumnezeu. Asta este averea care putem să o lăsăm. Asta este averea care putem să o lăsăm. Ilie și-a urmărit calea cu credincioșie până la capăt. Pe când mergeau ei vorbind, a venit răpirea. Cred că nu vorbeau de alte biserici, vorbesc despre ceea ce are de făcut Elisei în continuare. Vorbesc despre viitorul Împărăției lui Dumnezeu. Despre scopul chemării divine nu s-a oprit și a spus, băi, du-te pe dealul ăla, eu stau pe dealul ăsta până vine Domnul, acum mă răpește. Au stat de vorbă până în ultima clipă. A slujit, vreau să spun Ilie, până în ultima clipă altora. Prin anul 1900, la o conferință a păstorilor și a evangeliștilor, ținută în Arkansas, de către Moody, Dial Moody, au fost invitați foarte mulți păstori și evangeliști din Europa. Au fost cazați la o universitate, la un cămin studențesc din perioada aceea și europenii, modul lor de a gândi, seara când s-au dus la culcare, toți și-au scos pantofii pe coridor ca să vină slugile se curățească pe a doua zi. Că așa era în Europa, nu? Ți se făceau pantofi de care omului omul lui Dumnezeu. Nu? Și Mudi a văzut și rola de pantofi murdari pe un coridor de la lung și și-a dat seama că ăștia sunt europeni, dar sunt în America. În America nu se face pantofi nimeni. Okay? S-a dus la studenți și a vrut să adune câțiva studenți să facă pantofii ăștia, să -i pe a doua zi dimineața să aibă pantofi toți lustruiți. Toți studenții erau obosiți, aveau de lucru, aveau teme, știți dumneavoastră, bine. Și în noaptea aceea, Moody a luat toți pantofii și până dimineața a făcut pantofii tuturora. I-a lustruit, i-a pus în poziție de drept și dimineața toți europeni aveau pantofi lăcuiți bine de marele evanghelist, el Moody. n știu nimeni de treaba asta și nici el n-a spus la nimeni, dar o femeie care mai făcea curățenie pe acolo a văzut ce a făcut mod din noaptea aia. Și așa a rămas în istorie. În așteptarea Domnului, fă un bine cuiva. Fă pantofii cuiva dacă nu are cine să-i facă. Fă un bine cuiva. Nu contează cine ești. Slujește până la capăt. Am câteva gânduri în concluzie. Numărul unu. Așteptarea venirii Domnului nu trebuie să fie o și inactivitate. O, oh, mă botez, mă botezat Domnul cu Duhul Sfânt, acum mă pun de așteptat răpirea bisericii. Nu mai am nimic de făcut. Aleluia, Domnul m-a am arvuna Duhului. Wow, 2. Fii preocupat cu sfârșitul lucrării tale, nu cu al tău. Nu cu sfârșitul tău. Cel mai mulți dintre noi ne gândim la sfârșitul nostru. Cum să terminăm noi bine? Cum o să fie? O să vină Domnul, o să ne ia. Ne apucăm de calcule, de programări, nu? Gândește-te să termin lucrarea ta. Nu te gândi la sfârșitul tău, ci la lucrarea ta care ți-o dat-o Domnul să o termin. Ziua venirii Domnului este secretul care aparține lui. Nu încerca să ghicești. Istoria este plină de oameni care au dat faliment, dat greș, au, au eșuat în calculele acestea. Nu încerca să mai îngroși numărul celor care au făcut gafe în acest domeniu. Lasă-i în pace. Când auziți de unul care se apucă de calculat venirea Domnului, fugiți de acolo. Nu-l mai ascultați o să producă o altă eroare. Domnul va veni în ceasul în care nu se gândește nimeni. Și mai mult ca atât vreau să vă asigur că Domnul va veni într-un fel în care niciunul dintre noi nu ne-am gândit și n-am avut suficientă imaginație să știm cum o să vină Domnul. Lăsați lucrurile astea în plata Domnului și în grija Domnului. Nu este treaba noastră. Domnul Iisus a spus, It's not your business, nu este afacerea noastră, vremurile și soroacele. Socotelele venirii uh, nu sunt treaba noastră. Treaba noastră este uh, evangelizarea acestei lumi. Mergeți cu Evanghelia până la marginile Pământului. Asta este treaba noastră. That's our business. Dar este mult mai spectaculos să te apuci să prezinți sfârșitul lumii cu Apocalipsa. Ok? este mult mai spectaculos decât să te duci în Africa să sapi fântânii la cei care n-au apă, să vestești Evanghelia, să îngrijești bolnavii, cine știe de pe ce continent. Treaba noastră este cea care ne-a dat-o Domnul să ne ducem cu Evanghelia până la marginile Pământului. Și ultimul lucru care îl menționez aici, așteptarea răpirii, în așteptarea răpirii, trebuie să stăm în veghere, în căile Domnului și în lucrare, exact cum a făcut Ilie. Ilie aștepta să vină răpirea. Ce a făcut? Simplu. A făcut trei lucruri. În primul rând, spune Sfânta Scriptură că Ilie, în așteptarea venirii, s-a pregătit personal. Apoi a umblat în trimiterea Domnului, în căile Domnului și în final a slujit până la capăt. L-a găsit domnul lucrând. Dacă nu greșesc, mi se pare că Luther a spus asta, dacă vine domnul mâine, astăzi voi sădi un copac. Voi sădi un pom. Dacă vine domnul mâine, astăzi voi sădi un pom. Până în ultima clipă, va trebui să ne găsească domnul veghind în căile lui și lucrând pentru el. Și Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului și aș vrea să mulțumim Domnului pentru serialul acesta din viața lui Ilie, în care am învățat o serie de lucruri practice pentru viața noastră și pentru relația noastră cu Domnul.